Bună ziua, dragi prieteni din Pești! Haideți să vă spun la Pești ce v-a ieșit pentru luna iunie. Să știți că nu am Facebook și mă puteți găsi doar pe numărul de telefon ce vi-l las sub video. Îmi scrieți mesaj pe WhatsApp și eu am să vă răspund. Așa. Ce v-a ieșit aici? V-a ieșit trifoiul aici. Arată că în 6 luni o să aveți o supărare de durată scurtă, care se va termina cu bine, care o să aibă un final fericit, satisfăcător pentru dumneavoastră. Poate rămâneți fără serviciu sau picați un examen sau se mută un prieten bun, o prietenă bună. Poate o să fiți nefericiți. Dar o să găsiți un serviciu nou, o să luați examenul, o să vă reluați relația cu acel prieten. Să nu disperați, să nu fiți, da, să nu vă lăsați foarte tare să vă supere această situație. Așa. Va ieși apoi un măr, vi-l arăt acum. Măruț aici. Cam într-o lună, în două săptămâni, ceva plăcut o să se întâmple, un cadou, vă sună cineva, ceva ce o să vi se pară viața interesantă. O să vedeți pe cineva care n-ați văzut de mult timp sau mergeți undeva cu un bilet, vă luați undeva, cumpărați ceva, faceți surpriză cuiva sau veți fi surprinși de cineva. Și asta se poate. Aha. Mai încoace este, uite, buchetul arată câștiguri. O lună, două săptămâni, o lună. Câștiguri. Bani. O să câștigați bani. Investiți, loterie, salariu, bani extra, bani din investiții, depinde. Apoi va ieși soarele, vi-l arăt acum. Soarele, hopa. Arată 2 săptămâni. 6 luni. O lună, 6 luni. Arată că căldura și lumina este în dumneavoastră. Este nimeni nu vă rănește sau nu vă ajută decât dumneavoastră. Da? Faceți ceva ce vă face fericiți. Nu lăsați pe nimeni să vă influențeze, să vă strice fericirea. Poate aveți probleme în căsătorie, în relația de dragoste, în serviciu. Trebuie să vă îmbunătățiți dumneavoastră ca individ. Să vă terminați o educație, deci o școală, să găsiți un serviciu, să vă schimbați părul, să vă pierdeți din greutate, să ceva ce vă face fericiți. Mai poate însemna și că în familie sau într-un grup în care sunteți, sunt anumite dificultăți. Da? Și o să treceți peste. Și v-a mai ieșit aici mai sus, v-a ieșit un cuțit. Cuțitul arată cam în 2 săptămâni o să vă rănească cineva, o să vă spună ceva și o să vă supere, o să vă critique, o să vă atace această persoană, această cineva de la serviciu, de la, da? Cineva care este invidios, care nu-i place de dumneavoastră.
Dar sau vreți să intrați undeva într-un grup, într-o activitate și nu veți fi acolo sau vă vor exclude din această activitate și vă veți simți răniți, vă veți simți nu vă va place deloc. Va fi ceva neplăcut. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.